Pensionarii vasluienii cer prefectului să ia măsuri în privința continuării construcției centrului rezidențial pentru persoanele vârstnice din Bârlad. Clădirea este expresia vie a dezinteresului autorităților locale, județene și al guvernanților, care pur și simplu își bat joc de banul public. După ce au investit în construcția obiectivului 10 de milioane de lei, l-au lăsat baltă. Deși primăria Bârlad a promis că asigură utilitățile și fostul ministru al muncii Mihai Șeitan a dat asigurări că va finanța continuarea lucrărilor, nimic nu s-a concretizat. Bătrânii sunt lăsați în voia sorții, iar banii pe care i-a investit statul până acum nu contează. Când domnul Seche l-a chemat pe domnul Șeitan să ne mai dea bani, am adus cu domnul Șeitan acolo, trebuie să ne dea bani, dar domnul Șeitan nu a făcut nimic. Centrul rezidențial nu se află nici pe lista de priorități a prefectului. Acesta a precizat că nu a avut timp să organizeze o întâlnire de conciliere pe această temă și nici nu a dat ca sigură organizarea ei pe viitor, exprimându-și doar speranța că într-o zi va reuși să o programeze. În schimb, este și el de acord că respectiva clădire se degradează de la o zi la alta și până la urmă se va alege praful. A fost deschis să organizăm o întâlnire de conciliere asupra acelui obiectiv. Doar că timpul n-a permis deocamdată o astfel de întâlnire și sper ca în următoarea perioadă să avem o astfel de întâlnire de conciliere și să vedem ce se întâmplă cu spațiul respectiv. Pentru că spațiul respectiv, dacă vă mai rămâne în stadiul în care este acum, să alege praful. Singurii care se zbat pentru continuarea lucrărilor la centrul rezidențial Bârlad sunt pensionarii care încă mai speră că, până la urmă, demersurile lor vor avea succes.